Ne-am văzut. Putem începe, da? Deci sunt motivați trei consilieri, am înțeles domnul Văsui, domnul Vascan și domnul Bălan. Dar există majoritate în fiecare comisie, așa că, în conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Măinești numărul 1246/2016, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Municipiului Măinești în ședință ordinară pentru data de azi, ora 11:30, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Măinești la data de 30.09.2016. Dacă la acest punct aveți întrebări, Comisia Economică, vă rog. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat. Comisia de urbanism. Dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Măinești pe anul 2016. Dacă aveți întrebări sau discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de urbanism. Propuneri. Discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Centrului Cultural Lira, imobilului aflat în domeniul privat al municipiului Măinești, situat în municipiul Măinești, strada Libertății, numărul 1, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții. Întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat. Comisia de urbanism. Propuneri pe baza proiectului. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 128 din 28.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Măinești, județul Bacău, pentru anul 2016. Aici avem completarea. Spuneți. Dacă permiteți, facilitatea dumneavoastră materialului de la convocare, la anexa 8, să vă uitați în timp. Modificările sunt așa. Odată, instruirile și consfătuirile, cursurile, manifestările politice și activitățile de promovare efectuate după ora 16, se dublează tariful pe care îl aveți dumneavoastră menționat aici. Cursurile nu motivat, mai sunt doar de calificare. Motivat, de faptul că este în afara programului de lucru a personalului din cadrul absolut. Cursurile nu sunt doar de calificare, pentru că am primit solicitări deja și pentru cursuri de dans și alt fel de cursuri. Deci nu doar de calificare. Și spectacole organizate de către instituțiile de învățământ. Acolo era menționat preuniversitar. Nu mai este mențiunea asta că pot fi și universitare. Clubul elevilor, care deși este subordonat inspectoratului județean școlar, nu este o instituție de învățământ în sensul în care este definită o instituție de învățământ. Și ONG-uri. Dar vor beneficia de activitate gratuită în spațiul respectiv, Centrul Cultural Lira, doar dacă sunt din Măinești, pentru că știți că se practică. Acum toți care vin și fac spectacole au asociații care vând bilete și care produc venit. Și să le dăm în folosință gratuită un spațiu, să înțelegem, pentru cei din Măinești care fac activitate pentru noi, dar nu și pentru cei din afara orașului. Astea sunt propunerile. Deci față de ce a spus dumneavoastră, astea sunt modificările care vor apărea în anex. Dacă sunteți de acord cu el.
Dacă aveți întrebări, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul amintit mai înainte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Am văzut acolo, am văzut acolo la închirierea spațiilor. Activități ocazionale, 10 lei parcă pe oră. Da, și permanente, 40 de lei. Dacă vreți să ne explicați. Diferența este în felul următor. Pentru activitatea de cinematograf se impun niște cerințe. Trebuie să existe acolo un operator economic care să vândă apă și toate celelalte. Asta e și în funcție de cum vom avea noi activitatea acolo. Adică dacă putem asigura o activitate permanentă și atunci respectivul operator economic funcționează zi de zi, sau dacă vom avea un film pe săptămână, 2, 3, 4 și va funcționa doar interval orar în care se rulează respectiva peliculă. Deci asta e diferența. La momentul ăsta nu știm cum va fi. Că suntem încă în procedură de autorizare. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele celorlalte propuse. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, am votat. Comisia de urbanism. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, menționez cu amendamentele propuse. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2017. Aici trebuie să introducem același amendament ca la hotărârea anterioară. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul expus de doamna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse de executiv, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot cu amendamentele propuse. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare cale acces strada Vasile Alexandrii, Club Lira, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Da. Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu 4. Comisia de urbanism, întrebări pe... Nu avem. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în invitație. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Bacău. Domnul primar vrea să vă expună punctul de vedere pentru acest proiect de hotărâre. Da, cred că știți o parte dintre dumneavoastră că au fost câteva întâlniri, runde de întâlniri, sub egida Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului. Am convenit la ultima noastră întâlnire, forma agreată atât pentru statut cât și pentru actul constitutiv și la momentul actual această documentație este pe masa tuturor primăriilor și a consiliilor locale pentru a aproba la fel cum v-am propus să faceți și dumneavoastră aceste documente pentru a putea înființa această asociație. Despre scopul și ceea ce ne propunem prin această asociație, am discutat și eu cred că este foarte binevenită în contextul
vizitei de acum mai bine de o săptămână, 10 zile, când reprezentanții de la Autoritatea Națională pentru Turism au vizitat Moineștiul, așa cum vă spuneam la ultima ședință, să verifice dacă și în teren dosarul pe care noi l-am depus și a întrunit punctajul cerut de lege este așa cum trebuie să fie. Vă spun că au plecat foarte impresionați, au venit la Moinești cu mentalitatea că nu știm unde mergem și ce-o fi acolo și după o scurtă vizită, nu mai mult cred că de 2 ore în municipiu, în care am vizitat Parcul Central, Parcul Băi, ne-am retras pe zona parcului până în spate la hotel, am vizitat Centrul Cultural, Pădurea de Pini și Parcul Municipal, Parcul Lucăcești, au fost impresionați de ceea ce au văzut aici și la momentul actual, cred că documentația se află deja pe masa Secretariatului General al Guvernului pentru a emite hotărârea în acest sens. Dacă aveți întrebări sau discuții? Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de urbanism. Dacă aveți întrebări pe tema proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 37 din 25.03.2016 privind aprobarea proiectului Părinții Informați Copii Protejat, microgrant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității. Dacă aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Așa că eu mă lămurire din raportul prezentat. Dotarea respectivă se referă cei 11.500 de lei la amenajarea unui spațiu de joacă. Întreb eu. Cofinanțat. Unde este spațiul respectiv? Dacă mă întreabă cineva, știu. Asociația Sfântul Gheorghe Moinești. Este un eveniment da. Da. Nu. Unde e terenul? Este spațiul deci, ăsta. Unde nu. Haideți să clarificăm. Doamna secretar, ia vă rog frumos să expuneți tot proiectul ca să amintim ce s-a aprobat, ce s-a făcut și în ce fază suntem acum. Vă rog. Da, este vorba despre asocierea cu UNICEF România, pe care noi am avut-o aprobată prin hotărâre de Consiliul Local în anul 2015. A fost derulat acest proiect în prima etapă primind o finanțare de 10.000 de lei din partea UNICEF-ului. Ulterior, deci un microgrant de la UNICEF pe care l-am primit. Așa, ulterior, pentru că au rămas fonduri alocate pentru acest proiect pe țară și nu au fost consumate, au făcut o solicitare. Da, pentru că am îndeplinit condițiile de acordare acestui microgrant și de implementare impuse de UNICEF, am solicitat o suplimentare în etapa a doua, primind suma de 30.000 de lei. Sumă pe care am discutat-o în luna septembrie la ședință pe al doilea punct al ordinii de zi de rectificarea bugetului. Este aceeași speță. Acum am venit cu modificarea hotărârii pentru că s-au finalizat. Suntem aproape de finalizarea proiectului. În luna decembrie acesta își încheie durata de implementare și conform bugetului anexat de altfel la raportul de specialitate a trebuit să completăm și proiectul de hotărâre prin care noi aprobasem doar cofinanțarea la prima etapă a proiectului Părinți Informați Copii Protejați.
Da. Deci e vorba de cofinanțare pentru a doua cofinanțare. Și toate aceste lucrări sunt în cadrul, la intrare în parohia Sfântul Gheorghe, da, în zona din stânga. Fosta casă parohială a devenit acest centru de zi pentru copii și acolo în curte, după ce am făcut curățenie, am demolat toate magazinele alea și ce mai erau pe acolo, da, creăm acest spațiu unde copiii să stea în aer liber. Întrebarea era, nu știam locația. Acolo, în curte. Vă rog. Să vă informez că activitățile sunt desfășurate în fiecare săptămână și sunt urmărite de Părintele Nistor și chiar au premiat copiii care au participat voluntarii prin diplomă de voluntariat, iar duminică în biserică. Și se organizează și pregătiri suplimentare, activități cu copiii care sunt urmărite de voluntari, care sunt în special copiii de liceu. Da. Și cadre didactice. Și cadre didactice. Domnul consilier are o activitate în fiecare săptămână, minim o zi, și mai sunt și alți profesori, care asigură meditații copiilor pentru clasa 8 și clasa 12. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moinești. Dacă aveți întrebări. Am o întrebare. Vă rog. Văzut acolo la calendare scrie că suma disponibilizată de la bugetul local e 19.000 de lei, da? Pentru 500 de calendare. Asta? Da, da. Așa am văzut și deci, suma, dacă ați văzut expunerea de motive și raportul de specialitate, joi, este menționată fiecare activitate, ce sumă este alocată fiecare activitate din acest total. Ok. Deci pentru calendare am 19.000. 19.000 de lei. Da. Pentru 500 de calendare, da? Adică un preț undeva la 38 de lei pe calendar. În afară de calendar, este scrisoarea primarului, care colegii mei au uitat să o treacă și care este în acest pachet. În fiecare an, vă amintesc, cred că suntem în al șaptelea an, al șaptelea vioră, când se trimite către cetățeni, conform hotărârii de guvern, o scrisoare de informare cu execuția bugetului pe anul anterior și proiecția de buget pe anul următor, acel A4, pe care știți că îl primesc fiecare, îl primește fiecare familie, da? E vorba de acest calendar pe care știți că îl facem în 500 de exemplare și e vorba și de calendarul de birou. Da? Da. Care iarăși se tipărește, cred că, în 8.000 de exemplare, 7.000 de exemplare. Ceea ce e important de menționat aici mai este un lucru. Deci sumele pe care le vedeți pe activități alocate sunt maxime. Da. Deci, în urma procesului de achiziție, vom avea prețul. Am doar de calendare acolo, da. Și părea puțin cam o să fie inclus și amendamentul cu scrisori de informare către cetățeni. Anul trecut era trecut și chestia asta. Cred că în jur de 9.000 au fost calendarele anul trecut, Viorel. Ți-amintești? 7.800. 7.800 a fost calendarul. Da. Anul trecut era inclus și acum sunt niște discuții. Nu, sunt toate aceste... Sunt obligatorii, cel puțin scrisoarea este obligatorie. Dacă mai sunt întrebări, 2023-2024. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul expus, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, a votat. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau propuneri, supunem la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 lei pe lună, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranelor de război.
Întrebări dacă sunt, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu 4 voturi. Comisia de urbanism. Dacă aveți întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? S-a votat în unanimitate. Avem 3 proiecte de hotărâre și la ordinea de zi suplimentară. Și anume, proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectată de inundații. Dacă aveți întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică. Discuție întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu 4 voturi. Comisia de urbanism. Întrebări pe baza proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate pe strada Plopilor numărul 27A, municipiul Moinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de urbanism. Întrebări de marginea proiectului. Cine este? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Eremia Grigorescu, numărul 33, județul Bacău. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Comisia juridică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, a votat și patru. Comisia de urbanism. Întrebări pe baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abține ceva? Împotrivă? S-a votat în unanimitate. Da. Mulțumim. Sunt la ședința întreg, doamnă președinte, doamnă secretar, vă rog. Programul ăla pentru CIS, cam domnul Enea. Că știu că la un moment dat spunea că e jur de 2.000 și 3.000 de roate. Care deschide CIS? Da, așa, scuzați. Dacă ar trebui prins în lista, e prins? Da. Domnilor și domnilor consilieri, în continuare ședințelor precomisii, intrăm în plenul ședinței ordinare a Consiliului Local din 1 octombrie. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară din data de 26 octombrie a fost efectuată prin dispoziția primarului 1246/2016, în conformitate cu prevederile legii 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 16 consilieri din cei 19 validați în funcție, având în vedere prevederile regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, cât și prevederile legii administrației publice locale. La începutul fiecarei ședințe, supunem la vot procesele verbale întocmite la ședințele anterioare desfășurate de Consiliul Local. Pentru aprobarea celor două procese verbale, consult plenul dacă există obiecțiuni și completări față de forma care a fost publicată pe site-ul instituției și face așa. Nefiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot
procesul verbal al ședinței din 28 septembrie. Cine este pentru? Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 5 octombrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Cine? Mulțumesc. La fel cu 14 voturi pentru, a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 5 octombrie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară și pentru a parcurge. Întâi supunem la vot ordinea de zi. Și ordinea de zi suplimentară. Supunem la vot, adică dacă sunt discuții. Proiectul ordinei. Sunt discuții în privința proiectului ordinei de zi? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Începem cu punctul numărul 3. Și ordinea de zi suplimentară? Supunem la vot și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.09.2016. Raport Comisia Juridică. Comisia Juridică avizează favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2016. Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Centru Cultural IRA imobilului aflat în domeniul privat al municipiului Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Libertății, numărul 1, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 128 din 28.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2016. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru, cu amendamentul propus de doamna. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, cu amendamentul propus. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, cu amendamentul propus. Discuții, întrebări pe tema acestui punct. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2017. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru, cu amendamentul propus. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru, cu amendamentul. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, cu amendamentul propus. Discuții, întrebări? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare, cale de acces, strada Vasile Alexandrii, Club Lira. Faza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 2, CGE per 2016, proiectant SC Consulting Group Expert SRL. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții?
cele 70 și ceva de locuri de parcare. 72 sunt numai în spatele blocurilor sau și în fața aici, pe partea liceului? Nu, numai în spate. Deci, pe spate. Numai în spate. Și? Pe zona de intervenție. Acolo vor avea parcare de reședință, locatarii blocurilor? Da. Respectiv. Există și această posibilitate ca o parte să fie date cu parcare de reședință cu taxa stabilită conform HCL. O parte să rămână pentru centru cultural. Da, mulțumesc. Deci amenajarea asta tot se face în spate între locurile alea. Între strada Vasile Alexandrii, limita străzii Vasile Alexandrii și blocurile Select 1 și Select 2. Și bibliotecă. Aceea este zona de internet. La casă, spate, în spate. Sunt 2900 da. De metri. Da. Aia am văzut, dar nu e care și... Au rezultat 72 da. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 37 din 25.03.2016 privind aprobarea proiectului Părinți Informați, Copii Protejați. Microgrant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Ca Comisia de Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Am amendamentul propus de domnul consilier Pascalin Nini. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Inclusiv amendamentul propus. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 de lei pe lună, persoanelor având vârsta de peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la ordinea de zi suplimentară. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectată de inundații. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Să punem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate pe strada proprie numărul 27A, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru.
De acord, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Ierii Agricolescu, numărul 33, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Am rugat înainte de comisiile de specialitate de aprobare să nominalizeze 2 reprezentanți consilieri pentru a face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru această procedură de concesiune. Există în portul hotărâre un articol propune. Ce faci propune? Propun pe domnul consilier Iulian Busior. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? A doua propunere. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Raport Comisia Juridică. Comisia Juridică, vă rog, raport. Aviz cu 4 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări? Ce-aș vrea? Cine participă la licitații de să spui de licitații? Aceasta e cu propunere, da? Păi, practic, înseamnă că e numai pentru ăsta. Cine mai e? Ba, de ce nu? Păi sunt doritori. Da? El a solicitat, da. Și cine participă la sport? Și nu sunt doritori să-și facă terenul de sport? Bine, supunem la vot cine este pentru. Deci nu se poate schimba distanța. Împotrivă, se abține cineva? Deci omul rămas în teren. Da. Poți să soliciți. Trecem la puncte diverse. Afară, ce? Da. Da. Am primit de la niște locatari de stat locurile de sub împărțite de la blocurile A1. Aceeași problemă care urmea la un moment dat pe aliniște. Al câinii. Locurile A1, 1. Câinii. Am înțeles că acolo... Care au la pentru domnul Bătinescu. Așa. Da. Au apărut prin spatele blocului niște locatari care crănesc câini, iar ei atacă seara alți locatari. Am zis că ar fi o problemă și avem dimineața program, asta... un program săptămânal de capturare a câinilor. A fost până acum joia, o să fie modificat pentru că... Aceeași problemă și pizorilor. Da. Coboară țigane așa în oraș, mâini, 20 mâini, de mâini, mâini. Mâini, în fiecare joi, în jur de 10-12 s-o opune cu asociații ceva. Până au avut niște poze și în mediul online. În dimineață, exact pe fața primării. Sunt haită mare. Sunt niște părinți, nu vă spune. Dar pe mine, acolo, sunt părinți câțiva care credeți la ei. La ora asta, în padocul primăriei, sunt 162-163 de câini capturați, cărora le se asigură hrana, asistență medicală, personal angajat pentru curățenii, medic, veterinar cu contract de prestări servicii și mai nou, un tehnician veterinar care a început activitatea de aproximativ o lună de zile, care stă permanent acolo. V-am spus săptămânal, ieșim în teren cu doctorul, cu pușca, cu ustensile, scule de capturare, în fiecare săptămână am capturat. E o perioadă când au apărut din nou alți câini, nu sunt cei care au fost prin Moinești și vedeți și dumneavoastră, dar, v-am zis, săptămânal continuăm activitatea. Și am notat și zona aia, a fost dimineața acea haită de câini, să spun așa, că erau în jur de 10-12 câini care au migrat de la școala 1 din parcarea căminului și au venit prin fața primăriei, așa e în perioada asta. Ce alege? Pentru alege. Da.
Cazul lui Mihăiță, tot în mediul online, Mihăiță, am mulțumit. Acel băiețel care coboară din schelă pe jos, nu știu cum se numește. Am înțeles că a fost de la direcția de pentru că microbuzul școlar are o activitate pe ore deja stabilită din cartierele Lucășești și Hangani, începând de luni, activitatea pentru de a transporta elevii din schelă, sunt 7 elevi, nu numai ăla, va fi asigurată de mașina de la Direcția de Asistență Socială și mașina de la Centrul Social. Ambele mașini vor merge în fiecare dimineață și la prânz, îi vor aduce la școală și vor duce înapoi, în zona schelei. Da. De luni, deja cred că-i făcut programul, domnul Ceman sau domnul Manolache și cred. Nu, mașina. Vă rog. Alte discuții? Da. Domnule primar, domnule consilier, problema este de următor. Două intervenții am și eu de făcut. Una, din punct de vedere economic. Suntem un oraș aglomerat, toți știm lucrul ăsta și nu e rău. Înseamnă că nu ajunge ca Valea Jiului. Problema parcărilor și a mașinilor care nu sunt înmatriculate. Avem evidența la finanțe la noi. Când se emite, când se plătește taxa la primărie, să se emite un timbru care costă foarte puțin, o bulinuță, 2016, achitat 2016, pe interior undeva să fie aplicată pe parbrizul mașinii. Vizibil. Cele care nu au acest timbru, pe interior, să găsim o soluție împreună, să le putem, știu eu, duce într-un loc aparte, să plătească o taxă suplimentară. La fel și cu mașinile care sunt pe Bulgaria și alte țări, vin, le lasă de pe an pe an, cunosc numai eu vreo 50 de cazuri, cred, le lasă că e mama, că e tata, dar de fapt ele sunt pe domeniul public și ne incomodează. Primăria și tot municipiul este curtea noastră a tuturor. Trebuie să găsiți aparatul de specialitate, să găsim noi împreună soluții de rezolvare a acestei probleme. Pentru că sunt extrem de multe, vă spun și cine știe, sunt evidența oare la serviciul de contabilitate, de taxe fiscale, eu zic că e o problemă care se poate rezolva fără nicio... În toate statele civilizate este acel lucru. Toate mașinile din exterior, o să vedeți un timbru pe interior care este vizibil, cu ceasul, cu oră, nu mai vorbim de parcări. Dar sunt care stau ani de zile și ruginesc și arată sinistru. Unele dintre ele, unele arată bine, dar ne ocupă locul celor care plătesc taxe și impozite. Eu am 6 mașini înscrise la finanțe, plătesc suficienți bani ca să pot să pun această problemă. Dar toate sunt matriculate și plătesc, sunt la zi cu taxele, vreau să vă spun. Și sunt mulți în situația mea, cred și consider. Asta e o problemă care trebuie să fie prioritizată, părerea mea. Doi la mână. Mai e o problemă pe partea socială. Blocul e 1 și e 2. Nu întâmplător sunt lângă ei. Întotdeauna am fost bucuros când am aprobat în ședința precedentă anvelopare și să trecem de la o formă la alta, sigur să găsim pârghii și soluții pentru rezolvarea acestor rușinoase blocuri cu 4 scări, care am o evidență aici, aduse de 2 locuitori din blocul respectiv, o evidență 51 de persoane care s-au găsit astăzi acasă, sunt dispuse să pună bani într-un cont, ca să li se, poate să li se instaleze căldura pe iarnă. Sunt și ei oameni în toată Europa, în toată lumea, sunt și romi, dar trebuie să tratați ca atare. Nu mai vorbim de programe speciale pentru reintegrarea lor, dar măcar să le asigurăm că au copii mici, îi văd și eu și mi-e milă de ei și dumneavoastră sigur, să găsim o soluție împreună iarăși, să nu vină chiar frigul cel mare de -25-30 de grade, să le facem acel proiect pe banii lor. Ei oameni sunt dispuși, câte o fi 15 milioane vechi sau cât este. Proiectul a luat legătura și cu Terma Bacău, un domn director, Adrian Alexi, mi-a dat și numărul de telefon. Dacă este proiectul făcut, să vadă proiectul. Dacă nu, îl pot face ei contracoșii. Se găsesc pârghii și, știu eu, soluții de rezolvare. Aș dori acest lucru să le comunicăm, că sunt doi reprezentanți acolo, care să le spună oamenilor să aibă răbdare, că se rezolvă problema. Eu sper că se rezolvă. Cum s-au rezolvat atâtea alte probleme de-a lungul, de-a șirul anilor, sunt convins că și aici se găsesc. Ca și calendare, ca și alte chestii, să punem și ceva la oameni ăștia să le rezolvăm problema. Atât am da, spus, vă mulțumesc. Să intervin eu la acest punct. Bă. Primăria mai bine nu a stat cu mâinile în sân pentru a rezolva problema chiriașilor din acel bloc. În blocul respectiv sunt 72 de apartamente cu chirie și 8 proprietate personală. Anul trecut am branșat la rețeaua de apă și am făcut coloană separat și apometru la fiecare locuință în parte. Anul acesta, printr-un proiect al primăriei, am executat coloane pe cele 4 scări, pe fiecare scară în parte, am dat comandă și am încheiat contract pentru proiectul individual pe fiecare chiriaș,
urmând a recupera de la chiriaș această sumă, urmează ca în cursul zilei de azi, am vorbit la Bacău, la Eon Gaz, să vină avizul de branșament la fiecare chiriaș în parte și luni probabil vor intra în posesia proiectelor. Execuția trebuie să o facă fiecare în particular cu firma autorizată, după care se vor prezenta la Eon pentru a intra în posesia contorului. Mai mult decât atât, clădirea este în discuție pentru a intra la anvelopare prin proiectul de anvelopare al clădirilor publice, așa că e bine să ne păstrăm în perioada asta să mai puțin pentru a face și un pic de campanie electorală. Vreau să vă spun că în fiecare an toți locatarii de la E1, E2 s-au confruntat cu această problemă și doar pe ultimele zile din octombrie, începutul lui noiembrie, s-au mobilizat. Noi am avut în atenție această problemă tot anul. Dovadă, hotărârile de Consiliu pe care vi le-am propus și ne-ați aprobat și buget pentru aceste lucrări, da? Și chiar le-am și făcut. Problema este ca dânsii să înțeleagă că după ce primesc proiectul tehnic, trebuie să-și caute dânsii o firmă să execute lucrarea pe cheltuiala domniilor lor. Dacă vor face asta, vor avea căldură. Dacă nu, noi nu mai avem din punctul ăsta cum să-i ajutăm. Deja și faza de proiectare individuală pe care noi am făcut-o, am făcut-o cu recuperarea sumelor tot de la dânsii, pentru că este un lucru pe care trebuie să și-l plătească fiecare abonat al Eon Gaz. Ok, o mică intervenție. Deci, e clar, deci trebuie să găsim pârghiile aferente. Le-am găsit deja, domnul consilier. V-am explicat. Ideea este să nu îi prinde iarna pe acești oameni, că îi sfârșare... Depinde doar de domniile lor cum vom încheia contracte de execuție. Eu, la domnul Adrian Alexie, am comunicat, știu, doleanța lor, dumnealor, să dispuși toți acești 51 de oameni să vină cu suma aferentă pentru a... Nu avem nimic împotrivă să-i contacteze pe... persoana respectivă și să vină să le execute lucrarea. Întrebarea dumnealor era proiectul. Dacă este în ce fază, se trimite un copie după proiect. Tocmai v-a spus domnul vice. Perfect. Luni vor fi proiectele. Okay. Și atunci care vine și plătește banul, îi face instalația, care nu se pune hornuri, cum au pus toți acești lucruri. Nu au voie așa ceva. Știm că nu au voie. Păi să acționați, e clar. Păi dar nu vrea să ajunge, trebuie să prevenim înainte de a ajunge să iese fumul iarăși de la blocul negru. De aia e negru. Nu din alt motiv. Nu s-au încălzit cu electrice. Da, deci sunt soluții, băi, da? Puneți mesajul mai departe pozitiv și eu așa consider că... Să pun în gaze toată lumea. Păi, care au bani? Locuiți acolo, știți foarte bine demersurile pe care le-am făcut noi în ultima perioadă, cred că, da? Da. Vreau doar să vă rog și aici, în spațiu public, personal și pe dumneavoastră, după ce plecați de aici, să transmiteți și în bloc, că de săptămâna viitoare să vă căutați firme pentru a vă executa branșamentul, efectiv, în baza proiectului pe care îl veți primi. Deci noi da? Asta am așteptat să avem un proiect. Deci nu vrea să ne bage nimeni, sau că suntem pro. Păi uitați-vă, vă că domnul consilier. Păi vorbim ca la domnul inginerul. Noi stăm de vorbă de atâta timp. De ce spune? De ce faci asta? Inginerul că nu are timp să ne facă anul ăsta, adică la 5-6 persoane, 5-6 apartamente. Domnule, vorba de 70 și de branșamente. O firmă nu cred că stă acasă acum și așteaptă comandă de la dumneavoastră. Adică toate firmele au treabă în perioada asta. Găsiți mai multe variante. Nu știu, 5, 6, 10, apelează la o firmă. Alții la altă firmă. Nu stați după un om. Că nu o să vă termine până de Crăciun. Asta legătura cu domnul consilier Paroșan. Patinerul deci și noi la primărie vă putem pune la dispoziție prin serviciu de achiziții o listă cu toate firmele agrementate să execute lucrări. Vă dăm listă cu număr de telefon, sunați-i pe toți și invitați-i la lucrare. Da? Artemiza, te rog să scoți o astfel de listă. O să găsiți lista la poartă la biroul de informare aici, la doamna Clipa. Da? Hai să scoatem o listă cu toate filmele. Mulțumim, domnul primar, e regulă. Cu multă plăcere. Și cu auto, dacă ne dați un răspuns.
mașinile. Auto, există prevederi legale în sensul ăsta. Există și o hotărâre de Consiliul Local care prevede anumite sancțiuni chiar pentru cei care expun mașini pentru vânzare sau sunt anumite situații așa cum au fost aprobate în hotărârea de Consiliu Local. Legat de acea vinietă care să o montăm, să o oferim celor care își achită, lăsați-mă să mă documentez, nu vreau să vă dau răspunsuri nefundamentate, să vedem în ce măsură este permis acest lucru în România, ce legislație reglementează acest lucru și dacă este posibil și avem un câștig prin a marca bunii platnici și a-i determina în felul ăsta și pe ceilalți să plătească, vom analiza. Tocmai că nu e corect, pentru că cel care plătește trebuie să sufere din cauza celui care nu plătește. Să se ducă pe domnul privat, are rude, are curți, unde domnule, în curte, la mătușă, la știu eu ce unchi, și nu deranja domnului public, pentru că sunt convins că sunt oameni care sunt deranjați și pătrunează în toată lumea. Vreau să vă supun atenție și un alt aspect. Mi-amintesc foarte bine discuțiile pe care le-am avut în Consiliul Local. Cred că undeva în 2009-2010, mă uit către Mihaela Duca, când am instituit taxa de parcare. Și atunci a fost niște dezbateri ample legat de ce să plătească parcare doar locuitorii din municipiul Moinești, iar cei care vin în municipiul Moinești nu plătesc parcare. Am fost acuzat de fel și fel de echipe, de lucruri. Explicația pe care am dat-o atunci și este, zic eu, foarte actuală și astăzi. Ne dorim să fim un municipiu stațiune turistică. Și prin acest lucru, faptul că nu se plătește parcare, îi invităm pe cei din jur să vină și să oprească la Moinești. Pentru că ei vin și contribuie la comerț, servicii și toate celelalte care vin. Într-un calcul profund, se va vedea că acești bani se întorc altfel în bugetul Consiliului Local. Mai mult decât atât, tot legat de parcări, sper că în perioada următoare să avem și noi posibilitatea să montăm o stație de încărcare pentru mașinile electrice, care cred eu, este iarăși un punct de atracție pe harta turistică și pe traseele pe care și le vor face toți cei care au astfel de mașină, astfel încât să le oferim posibilitatea să-și încarce acumulatorul autovehiculului și în acea perioadă, o oră, două, cât va staționa la Moinești, acel turist să viziteze Moineștiul și să petreacă aici câteva ore. Este un mod de a atrage turiștii aici la Moinești. Domnul consilier, da. Am și eu o problemă sau o întrebare. Locuitorii din zona Băsiești, Hangan s-au branșat unele dintre ei la apa potabilă. Ce se întâmplă cu apa? Este maronie. Lucrul ăsta îl simt și eu la școală. E perioada când se lucrează fiecare zi pe conductor și probabil că și la dumneavoastră la școală chiar astăzi s-a făcut. De vinere. Și azi. E branșa mea, dar au mai venit și persoane. S-au legat și la canalizare, se plâng cei de pe Alexandru Ian. Au fost acolo cu cei care nu. Va da drumul săptămâna asta la stație. Deci la nu s-a dat drumul la stația da. De... Am fost da. Acolo la stație, într-adevăr erau închise intrările, dar îi dă drumul să trebuie. Da, da, mulțumesc. Zanghi de canalizare și mai am întrebat. Când se fac branșamentele astea? Începând de săptămâna trecută. Da. Bun, și cum se fac? Vine fiecare, face ce vrea de capul lui. Solicitare la compania de apă. Toate branșamentele... Și la canalizare. Și la canalizare, tot la compania de apă. La ora asta sunt aduse la limita proprietății. Deci vorbit. Fiecare își aduce canalizarea la limita proprietății. Aproximativ jumătate de metru. Sunt căminile de branșament. Fiecare face ce vrea aici. Am înțeles că mie nu știu ce e aia. Vorbesc din... Consultanța o dă cei de la CRAB. Deci la CRAB trebuie să adresez. Exact, solicitarea la CRAB. Și la CRAB.
Da. Păi, da. Rețelele sunt funcționale la ora asta mâine. Este gratuită branșarea. Era o taxă stabilită la nivel de adunare generală la compania de apă. S-a anulat acea taxă pentru cei care se branșează la canalizarea efectuată prin proiectul POS-Mediu. Da, au primit o științare de la... Da, Prav. Prin care scrie că este și gratuit. S-a primit cei de Basiliu. Alte întrebări? În urma construcției canalizărilor, la supraversare pe la Podețe, chiar la Martir Corea și la drumul principal. Eu știu că ați făcut o echipă de la dumneavoastră, a făcut o inventariere după inundații, la problemele care au apărut. Cred că ar fi bine un pic să mai treabă o dată să vadă acolo dacă tot din cauza eroziunii pădurii o să strice, mă rog, și o să fie probleme, adică nu o să mai avem cale de acces, chiar la primul podeț pe Martir Corea și, da, și la podul mare, PDN. La mare, da, da. Da, cunosc că acolo apărarea din mal, care a fost din beton, exact, a fost distrusă în momentul când s-a efectuat canalizarea și nu a mai făcut-o. La fel și la Părâu au supraversat și au rămas neprotejate malurile și fiind numai balastruse. Și o întrebare cu că fostul cămier, fosta grădiniță. Am văzut că ați început să o dărâmați, aveți de gând să construiți ceva acolo când treabă populația și să știți ce răspund. Nu avem de gând, nu avem un proiect pentru acea zonă, dar clădirea, în urma expertizei, prezenta un pericol. Și atunci am făcut toate demersurile, s-a obținut autorizația de demolare, da? Și am intrat cu echipa de la primărie, din cauza, da? Vremii. Și încercăm să eliberăm acel teren. Așteptăm propuneri și din partea dumneavoastră și din partea cetățenilor, dacă se dorește ceva acolo, să avem în vedere pentru proiecția de investiții pe anii următori. Urgența a fost că prezenta un pericol. Și o casă fără pază, fără aia, nu știi ce se poate întâmpla. Așteptăm de asemenea autorizația de demolare pentru clădirea sau structura de beton de lângă spitalul municipal, de lângă biserica de lângă spitalul municipal. Da? Trebuie să iasă și acolo autorizația de demolare. Acolo vom elibera terenul și ca proiecție de viitor, cred că amenajarea unei parcări este necesară. Aglomerarea din zona spitalului persistă, cu toate parcările care au fost făcute în ultimii ani acolo, inclusiv în curtea spitalului. Mai sunt alte întrebări? Da, am vorbit despre parcuri, despre locurile de joacă pentru copii. Am văzut și aici s-a pus un leagăn pentru copii. Unii părinți au spus că uneori, mai ales în zilele de sărbătoare, sunt foarte aglomerate. Aș propune ca agenții de bază, când trec în aceste parcuri, să vadă locurile unde sunt mai aglomerate și să facă propuneri ca să putem să mai punem câte un leagăn acolo, unde să aibă, să fie bine pentru copii. Asta ar fi o propunere. Și a doua propunere, datorită faptului că Moineștiul va deveni stațiune, am văzut la Zlănic Moldova, în parcul principal, sunt niște aparate foarte frumoase de fitness și rezistente, făcute la Breaza. Și bine și în parcurile noastre să montăm aceste aparate, în timpul când copiii se joacă la topogane și măbicele să facă un pic de mișcare, și tătici și bunicii să nu închilozeze. Ca terapeut mă gândesc la sănătatea lor. Și eu zic că e bine să avem și noi, dă bine la oraș, dă bine și pentru sport și pentru asta. Asta e propunerea mea. Anul ăsta nu se mai poate, dar poate să prindem buget niște bani pentru anul viitor. Deci, în proiecție de viitor, cred că anul acesta ne predă documentația pentru amenajare baza jos. Domnul arhitect, da? Ne predă anul acesta. Am avut câteva runde de discuții cu proiectantul. Astfel încât, la anul, eu mi-aș dori ca această lucrare să se efectueze. Practic, să mutăm bazarul de aici, din zona centrală, dinspre gară, acolo. Va fi o zonă nu neapărat comercială, cât și o zonă de recreere, am gândit, cu spații verzi, cu bănci, cu tot ceea ce presupune o zonă modernă de comerț. În momentul când se va întâmpla lucrul acesta, zona unde acum se desfășoară bazarul, va deveni o zonă foarte interesantă pentru a amenaja acolo o extindere eventuală a parcului Băi chiar, în momentul acela,
se vor pune în discuție și toate chioșcurile situate în acea zonă. Ele sunt sub contract de închiriere pe teren și există clauză în fiecare contract că în momentul când există un proiect de interes zonal, municipal acolo, ei vor trebui să-și demoleze construcțiile. Da, vă mulțumesc. Alte întrebări? Spațiul ăsta din șeflocul de la trecerea de la Ion Creangă până aici la Vasile Alexandria a rămas și spațiul aleia și parcarea neamenajată. Să-i plin de bălți, măcar ceva pietriș, dacă încă nu se poate face. Există și în lista de investiții și s-a lucrat câteva zone. Amenajare, revitalizare zone urbane, amenajarea dintre blocuri, cum a fost ele denumite. Prima din ele începe la hotel și merge până la strada Schelei, da? Urmează a doua, zona școlii George Enescu, da? Și care vine și la deuri în spate, zona dintre euri și deuri, da? Ne întoarcem deja. După care urmează zona de pe Zorilor, spatele trezorerie. Trezorerie, zona aia din spate, unde acum mai spart-o și noi, măcar să terminăm cu conducta de apă și canalizare, cu refacerea ce a fost acolo. Urmează zona asta de la liceu Ion Creangă, liceul Spiru Haret, și zona de la, din spatele sau din zona Catedralei Sfântul Nicolae, cât și zona străzii George Enescu, stânga-dreapta, din cartierul Lucăcești. Aceste zone sunt în lista de investiții. Pentru o parte dintre ele, deja s-a depus documentația, este gata documentația, care presupune amenajarea căi de acces, parcări și spații verzi, inclusiv trotuarele la blocuri. Așa cum a fost proiectul de la C1, C2, strada Tudor Vladimirescu către piață. Ceva genul ăsta. Dacă îmi permite să fac o precizare. La intrarea de la Comănești spre Mâinești, parcarea aia trebuie asfaltată, poate la anul să o facem, pentru că în momentul când intrăm acolo s-a amenajat și punctul ăla de apă frumos. Și am mai văzut că s-a făcut un lucru foarte bun. S-au pus niște dalii din alea, niște traverse de cale ferată, ca să protejeze, să nu intre... Să spațiul verde de spațiul de parcare. Și ziceam că ar fi foarte bine între șosea și acele traverse să pună niște balasturi compacte, să taseze bine, că am văzut că sunt multe mașini care parchează acolo. Și adevărul că acum sunt niște urme, așa. În momentul când vine acolo unul care intră, care e străin și când vede că intră în orașul Moinești și se uită așa la intrare, cam cum apare, nu prea dă bine. Deci măcar... Intrările astea noi trebuie să le facem în așa fel încât să le luăm ochii dintr-o dată la cel care intră, știți? Nu, asta e propunerea mea. Aceeași situație este și parcarea de la ieșire spre Bacău. Da, intrarea și ieșirea orașului. Din păcate, din programul de asfaltări anul acesta, nu au ajuns. Nu anul ăsta, dar să ținem. Și aceste două parcări care au fost inițial în listă. În lista de lucruri care trebuie făcute. Că dau rău. Nu mai am. Asta este. Da. În continuare, zona aia, așa cum am delimitat-o, o avem în vedere în toamna asta, să completăm cu puieți, desalcăm unde nu s-au prins în primăvară și să creăm acea perdea verde acolo și ulterior, pe tot traseul, cum știți, pistele de biciclete și trotuare, pe tot ceea ce înseamnă drum național. De la intrarea dintre Comănești până spre Bacău. Trebuie menționat aici că stația de autobuz numai cea spre Comănești este pe teritoriul municipiului Moinești. Cea înspre Moinești este pe teritoriul orașului Comănești. Și poate amintiți, domnul primar, o poartă de intrare foarte importantă este cea din gară. Vin toate autobuzele la Iași, Piatra, aveți în vedere și aspectul ăsta. Demersul pe care l-am făcut împreună cu domnul arhitect și solicitarea pe care am depus-o la Ministerul Transporturilor, la Direcția Generală de Infrastructură Feroviară, pentru a prelua clădirea gării,
Nu, zona din fața gării. Zona din fața gării, sunt două terenuri private acolo. Da? Păi le-au luat prin executor judecătoresc. Nu există o posibilitate să-i obligăm să facă totuși o amenajare? Da, rondul la un moment dat l-am amenajat noi împreună cu Soma. Adică Soma, i-am rugat pe ei să fie proiectul lor. E privat. Da. O să avem în vedere, cel puțin pentru perioada următoare, și menținerea curățeniei și aspectul zonaia. Alte întrebări? Dacă nu e legat de dezvoltarea turistică a Moineștelui, cred că este necesar să îndrăgim la o parcare pentru autocare. Pentru că odată devenită stațiune, vom avea și o autocare care vine aici și ar trebui să poată pătrunde până în centru și să aibă un loc de parcare relativ central. Corect. Așa este. Orice stațiune are o parcare pentru microbuze și autocare. Trebuie să avem în vedere. Bun. Încheiem ședința. Ședința luna viitoare? Undeva 23-24? Da? Miercuri. Tot miercuri. 23 miercuri. Da. Da? 23 miercuri. Da. 23.